Toamna aceasta a mai adus o scumpire. Unul dintre cei mai mari producători de panificație din țară, combinatul de pâine din Bălți, a ridicat prețurile. Oamenii vor trebui să dea mai mulți bani pentru două tipuri de pâine, prețul pentru care a fost majorat cu 25 de bani. Directorul întreprinderii spune că motivul este scumpirile din ultima perioadă pentru motorină, logistică, dar și la materia primă, asta chiar dacă anterior autoritățile ne asigurau că avem suficient grâu în hambare, iar recolta nouă va fi mai mare decât cea de anul trecut. Combinatul de pâine Bălți a stabilit prețuri noi pentru franzelele orășenească și de dimineață. Creșterea medie este de 25 de bani. Reprezentanții întreprinderii spun însă că majorările nu se vor opri aici. Dacă ați observat anul acesta, au crescut prețurile practic la tot ce înseamnă ulei de floarea soarelui, margarină, cutie, folie, motorină, tot și plus la asta și în mijlocit și cerealele au crescut în preț și se mențin tot la același preț înalt. Grama mai spune că o ascensiune a prețurilor pentru alte produse de panificație depinde de cum vor evolua costurile pentru materia primă și de logistică, care prin comparație cu anul trecut deja s-au majorat. Dacă să facem o comparație la moment undeva cu 10% în comparație cu anul trecut, care anul trecut a fost un an săcitos, și acum nu vorbim de grâul este la nivelul de 4 lei, 4 lei 20, pe când anul trecut era la nivelul de 3 lei 60, 3 lei 90. Ne mai vorbim cu un an în urmă, în anul 2019, era la nivelul de 2 lei și 40, 2 lei 50. Și făina este în creștere, este peste 6 lei deja. Prin urmare, la combinatul de pâine din Bălți, unul dintre cele două produse scumpite, franzela orășenească, se vinde cu 4,75 de bani, cu 25 de bani mai mult decât era până acum. Tot cu 25 de bani a crescut prețul franzelei de dimineață, care în prezent costă 4,50 de bani. Prețurile se majorează chiar dacă anterior autoritățile ne asigurau că avem suficient grâu în hambare, iar recolta nouă de grâu va fi mai mare decât cea de anul trecut. De acest lucru se arată nedumeriți și oamenii. Nu-i bine asta. Unde, dacă așa de grâu mult a fost, câte până la 9 toane, s-au auzit că au fost 6 toane, 9 toane la hectar. Și eu scupit pâine. Dacă și străim, alegem să ne fie bine și tot nu e bine. Care e pricina, care e treaba? Parcă este fost să lăudat tonajă, este să lăudat la lume și ce fac? Peștele de la cap străc și de sus. Ea nu-s la curent și e jos. E jos să vii să vadă cum trăiește lumea. Pentru buzunar, da, la dânsă în buzunar sunt 12.000, 20.000, 30.000, poate și 100 ceva de mii. Dar noi cu până la 1.000 și al mult, până la 3.000 de lei încearcă să-i descurci. Potrivit datelor, în anul agricol 2021 au fost semănate cu 4% mai multe hectare de grâu și cu 18% de orz. Iar la sudul țării, agricultorii au adunat o roadă record.